Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii ianuarie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau orice aglomerare de 4 sau mai multe planete în semnul zodiacal al săgetătorului. Acest taroscop este unul general, prin urmare e important să urmărești atât pentru semnul tău zodiacal, cât și pentru acel semn zodiacal în care ai ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știi exact ce înseamnă toate aceste lucruri, ți-am lăsat aici în colțul din dreapta sus un link către un video care s-ar putea să-ți mai clarifice din întrebări. Dacă mai ai întrebări, bineînțeles, nu ezita să le scrii în comentarii sau să te alături grupului de Facebook în care avem discuții puțin mai amănunțite pe teme de astrologie și tarot. Acesta este un taroscop, adică îmbin astrologia și tarotul. O să încep cu explicațiile astrologice, cu horoscopul lunii ianuarie, în general, pentru toată lumea. O să vă las aici în partea dreaptă a ecranului datele cele mai importante ca să puteți să vă luați notițe, da, cu toate informațiile pe care vi le transmit. Cum am decis să schimb puțin formatul acestei etalări, pentru că nu va mai fi săptămânală, va fi lunară pentru fiecare zodie în parte, ca să pot să intru în mai multe detalii și să vă fac un overview mai detaliat pe mai mult timp înainte, să vă puteți planifica luna din timp. Prin urmare, pentru energia generală o să folosesc aceste zaruri. Sunt niște zaruri cu 12 fețe, cel mov conține cele 12 case astrologice, cel verde cele 12 semne ale zodiacului și cel albastru 12 plasamente planetare importante. Aceste zaruri o să ne dea energia generală a lunii pentru zodia voastră și pe urmă din aceste cărți de tarot, tarotul elementelor, o să extrag 3 cărți ca să clarificăm primele 10 zile din lună, următoarele 10 și ultimele 10. Bun, până când amestec eu cărțile, vreau să vă dau câteva detalii legate de partea astrologică a acestei luni. Avem câteva evenimente importante astrale care se întâmplă în decursul lunii ianuarie 2021. În primul rând, Marte, planeta războinică, guvernatorul berbecilor și a scorpionilor, intră în zodia Taur pe 7 ianuarie la ora 12:30 dimineața. În 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, guvernatorul gemenilor și al fecioarelor, intră în vărsător la ora 14. Tot în 8 ianuarie, Venus, planeta frumosului, a iubirii, dar și a banilor, micul benefic, intră în Capricorn la ora 18. Toate aceste ore sunt ora României. Bun. Până acum, hai să ne gândim la aceste 3 evenimente astrale. Cum ne influențează? Păi, Marte și cu Mercur, în cursul zilei de 8 ianuarie, în intervalul 14-18, o să facă o cuadratură, un aspect tensionat. E posibil ca în această perioadă să vedeți bărbații, băieții, în special mai agresiv verbal, mai tensionați, mai nervoși, mai predispuși spre vorbe dure și vorbe urâte. Partea pozitivă este că în aceeași zi, pe 8 ianuarie, la ora 18, odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, acesta va face trigon, aspect pozitiv de susținere pentru Marte din Taur și cumva va mai media din aceste aspecte tensionate. Ce înseamnă asta? Că de pe la ora prânzului până spre seară, bărbații, da, vor tinde să fie mai agresivi verbal, mai morocănoși, mai supărați, mai militanți. Dar în cursul serii, femeile care au o vorbă dulce, ceva frumos de spus, poate să mai medieze această tensiune, da? Pentru că se formează acest trigon, acest aspect de susținere. Bun. Următorul aspect important pe care vreau să vi-l evidențiez se întâmplă în perioada 10-14 ianuarie, când Jupiter
face careu, aspect tensionat de quadratură cu Chiron. Marele benefic tensionează rănile karmice cu care am venit fiecare dintre noi în această viață. Această tensiune, da, pentru unii dintre noi o să agraveze anumite probleme, dar în același timp acest aspect tensionat ne și face să vrem să acționăm, să facem ceva pentru a rezolva odată și pentru totdeauna aceste răni karmice. Următorul aspect important pe care vreau să-l evidențiez se întâmplă în ziua de 13 ianuarie. La ora 7 dimineața avem faza de lună nouă la gradul 23 de Capricorn. Acest aspect o să-l detaliem în a doua parte a acestui video, să vedem cum se aplică în special pentru zodia voastră. Următorul aspect important, în perioada 14-15 ianuarie, Uranus staționează. Mare atenție la planete care sunt staționare, pentru că în acele momente sunt mai puternice, mai potente, mai explozive. În 16 ianuarie își reia mersul direct, dar aici mai intervine o problemă. În perioada 15-18 ianuarie, Jupiter, marele benefic, face quadratură cu Uranus. Și iarăși, aspect tensionat între marele benefic și planeta neașteptatului, a răsturnărilor de situații, a electricității și a exploziilor. Mare atenție aici pe perioada 15-18 ianuarie, la lucruri neprevăzute, la posibile probleme cu electrocasnicele. Aveți grijă să nu plecați de acasă, să lăsați ceva în priză, pentru că aici există foarte mari riscuri, mai ales că împreună cu Uranus în Taur, acolo e și Marte, micul malefic. Bun, următorul aspect important se întâmplă în seara zilei de 19 ianuarie la ora 22:40 de minute, când Soarele părăsește zodia Capricornului și se alătură aglomerării de planete din Vărsător. Începe luna Vărsătorului. Pe urmă mai avem în 28 ianuarie faza de lună plină, care se întâmplă la ora 21:16 minute. Va fi luna plină în Leu, când Soarele se află în Vărsător și luna în Leu. Ultimul aspect important pe care vreau să vi-l menționez pentru această lună este retrogradarea planetei Mercur. Acum, retrogradarea planetei Mercur are 3 faze. Prima fază, când merge în mers direct, de la gradul 11 până la gradul 26 de Vărsător. Pe urmă, faza de retrogradare, când se întoarce de la gradul 26 de Vărsător până la gradul 11 de Vărsător. Și a treia etapă, când își reia mersul direct și parcurge pentru a treia oară acest interval 11-26 grade de Vărsător. Prima etapă de mers direct se întâmplă între 15 și 30 ianuarie. În 30 ianuarie, Mercur se oprește și se pregătește să se întoarcă. Între 30 ianuarie și 20 februarie își va face mersul retrograd, în 20 februarie se oprește, urmând ca între 20 februarie și 3 martie să meargă din nou în mișcare directă. Mercur retrograd, nu vreau să vă speriați, da, e o perioadă mai dificilă în care trebuie să fim mai atenți, dar este și o perioadă în care ne putem folosi de acest tranzit planetar și în a doua parte o să vă explic exact pentru fiecare cum puteți să vă folosiți de aceste 3 intervale ale lui Mercur retrograd. În prima parte, între 15 și 30 ianuarie, trebuie să fiți foarte atenți la anumite lucruri care se întâmplă în viața voastră, pentru că în a doua parte, între 30 ianuarie și 20 februarie, o să aveți ocazia să refaceți, să reveniți asupra unor lucruri, asupra unor decizii care nu au ieșit bine în trecut. Puteți să refaceți ceva, să regândiți, să reiterați, să redobândiți chiar anumite lucruri. Și o să vedem în a doua parte exact cum se aplică asta pentru zodia voastră. Bun, și acum hai să trecem la partea a doua, la analiza detaliată.
Hai să vedem pentru săgetători cum se aplică energia de lună nouă, lună plină și unde se întâmplă faza de Mercur retrograd. Primul rând, luna nouă în Capricorn pentru săgetători se întâmplă în casa a doua astrologică. Asta înseamnă că în jurul datei de 13 ianuarie săgetătorii o să aibă ocazia de a iniția anumite proiecte, anumite activități care să le aducă un venit suplimentar, care să le asigure o mai mare stabilitate financiară, dar și emoțională, pentru că casa a doua vorbește și despre acele lucruri care ne dau stabilitate emoțională. Pentru parte dintre săgetători, mijlocul lunii o să vină cu o posibilă promovare care să le aducă mai multă stabilitate în viața lor. Faza de lună plină în Leu se întâmplă în data de 28 ianuarie pe casa a noua astrologică pentru săgetători. Casa astrologică care oricum este guvernată de ei. Pe finalul lunii, săgetătorii o să beneficieze de susținere de la Univers, o să primească un premiu, cum ar veni de la Dumnezeu, de la divinitate, ceva legat de studiile lor superioare. Acei săgetători care sunt elevi, studenți, poate să aibă niște reușite mari în examene, o parte dintre studenții săgetători e posibil să afle că o să aibă bursă din semestrul următor. În orice caz, aici vin vești bune pentru săgetători. Pentru acei care sunt mai maturi, mai în vârstă, la alt nivel de viață, finalul lunii vine cu o confirmare de la Univers, de la divinitate, că spiritualitatea lor, relația lor cu divinitatea, cu religia, cu ezoterismul, îi duce pe calea cea bună. O să aveți semne de la Univers în această direcție. Și pentru a treia categorie de săgetători, finalul lunii vine cu un răspuns pozitiv, cu un final pozitiv în legătură cu străinătatea. O parte dintre săgetători s-ar putea să primească niște bani din străinătate, ofertă de muncă din străinătate, posibilitatea unei călătorii sau a unei relații de afaceri sau contractuale într-un anumit fel cu cineva din străinătate. Mercur retrograd pentru săgetători se întâmplă în casa a treia astrologică. Se întâmplă pe sectorul comunicării, al călătorilor de scurtă durată, dar și al relației cu vecini, colegi de muncă, colegi de școală, frați, surori, oamenii care vă înconjoară zi de zi. Mare atenție aici pentru săgetători la posibile probleme în călătoriile pe scurtă distanță. Cum vă puteți folosi într-un mod pozitiv de acest ciclu de Mercur retrograd? Păi puteți în luna ianuarie, între 15 și 30 ianuarie, să faceți anumite revizii la mașină, să vă asigurați că totul este în regulă, că nu aveți probleme. Puteți să aveți anumite discuții cu niște membri ai familiei de la care vreți să obțineți ceva, cu colegi, vecini pe care vreți să-i convingeți să vă ofere anumite beneficii, un anumit suport, urmând ca, bazat pe răspunsul de la aceste persoane, în intervalul 30 ianuarie, 20 februarie, să vă regândiți planul, să redefiniți ce vreți să faceți, cum vreți să obțineți, să readuceți în discuție aceste teme, să reparați orice era stricat, să faceți toate verbele care încep cu re. Și astfel vă puteți asigura că după 20 februarie lucrurile vor ieși în favoarea voastră. Și acum hai să vedem mai întâi ce au de spus astrozarurile referitor la energia generală a lunii ianuarie pentru săgetători. Pentru săgetători, luna ianuarie stă sub energia lui Pluto în casa 11-a în Capricorn. Păi, Pluto este deja în Capricorn și am văzut cam ce face Pluto prin Capricorn, ce transformări și ce modificări, ce renașteri aduce Pluto în Capricorn. În casa 11-a vorbește despre transformări sociale, transformări globale, dar și despre o schimbare a cercului de prieteni în care săgetătorii se învârt. Aici săgetătorii în luna ianuarie trebuie să își analizeze foarte bine cluburile, grupurile,
asociațiile din care fac parte și dacă aceste lucruri nu sunt în concordanță cu țelurile mari de viață ale săgetătorilor, aici trebuie să faceți o schimbare, o modificare. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca modificarea asta să vină din exterior, neinițiată de voi, universul să modifice ceva în grupul vostru de prieteni. Posibil ca o parte dintre prietenii voștri să plece, să se mute în alt oraș, în altă țară. E posibil ca voi să vă mutați în altă țară și să fiți nevoiți să vă reclădiți grupul de prieteni, oamenii pe care vă puteți baza. De aici încolo, săgetătorii o să caute oameni mult mai serioși, mult mai concentrați pe țelurile pe care vor ei să și le obțină. Luna ianuarie este o lună ideală pentru a găsi acele cercuri de oameni care au aceleași țeluri, aceleași viziuni ca și voi. Fie că e vorba de oameni care vor să slăbească, să își remodeleze corpul prin sport, să studieze astrologie, tarot, să înveți o limbă străină, să învețe să gătească, orice vă doriți voi să faceți, în luna ianuarie puteți să găsiți aceste cercuri de oameni cu interese similare și să vă alăturați acestor grupări care o să vă ducă într-o direcție mult mai pozitivă în viața voastră, o să vă deschidă niște uși. Hai să vedem ce spun cărțile de tarot pentru primele 10 zile din lună. Avem aici pajul de săbii. Cred că și pentru berbeci a ieșit această carte, dacă nu mă înșel, pentru berbeci sau pentru tauri. Această carte ne arată că săgetătorii trebuie să aibă foarte mare grijă în primele 10 zile din lună la comunicare. Atenție la ce spuneți, atenție la cum spuneți, atenție la cui spuneți anumite lucruri. Pajul de săbi este o energie care își dorește foarte mult să comunice, să spună, să facă, să transmită, dar în același timp este o energie imatură și de aceea s-ar putea uneori să spună lucruri greșit, omului greșit, la timpul greșit. Nu uitați că în primele 10 zile din lună, Mercur face cuadratură cu Marte. Aceste două planete sunt în aspect tensionat, nu se înțeleg bine și de aici și riscul de certuri, de neînțelegeri, de probleme de comunicare. Foarte mare grijă pe partea de comunicare, mai ales în primele 10 zile din lună. Următoarele 10 zile vin cu energia pajului de cupe. O energie foarte frumoasă, foarte pasională. O persoană vine și vă oferă o cupă plină de emoție, plină de dragoste, plină de un potențial de împlinire. Pentru acei săgetători care sunt singuri, e posibil aici pe la jumătatea lunii, odată cu faza de lună nouă în Capricorn, să apară o persoană nouă în viața voastră, o persoană care își dorește o legătură emoțională cu voi. Mare atenție să testați intențiile acestei persoane, pentru că acest cavaler de cupe, la fel de repede cum apare în viața voastră, poate să și dispară. Este o energie instabilă, dar are potențial de stabilitate. Trebuie doar voi să direcționați lucrurile către o zonă mai stabilă. Pentru acei săgetători care sunteți deja în cuplu, puteți să vă folosiți de această energie ca să reaprindeți flacăra iubirii în relația voastră, ca să aduceți și pasiune și o mai mare conexiune emoțională între voi și partenerul sau partenera voastră. La locul de muncă poate să fie vorba despre o ofertă, fie că e o ofertă de un nou loc de muncă, de un proiect nou de care sunteți foarte entuziasmat pentru că vă place foarte mult topicul. Eu zic să luați această ofertă pentru că o să vă aducă mai multă stabilitate financiară. Pentru o parte dintre săgetători s-ar putea aici să începeți niște proiecte creative care vă dau foarte multă împlinire și chiar dacă nu vă dați seama acum, în timp o să puteți să scoateți și niște bani din aceste proiecte, din aceste activități. În ultimele 10 zile din lună avem aici treiul de bâte. Pe finalul lunii, săgetătorii sunt răsplătiți. Sunt răsplătiți de univers pentru tot efortul pe care l-au depus în trecut. O parte dintre voi s-ar putea să primiți niște salarii compensatori, niște salarii din urmă, niște bonusuri, o primă, să vă fie plătite niște ore suplimentare, să primiți un cadou de la univers. Că e de la locul de muncă, că e în dragoste, că e în relațiile voastre, aici vin lucruri bune către voi, vin lucruri frumoase către săgetători. Și e posibil aici să vină lucruri din străinătate către săgetători.
Bun, și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă scot și o carte din aceste carduri Puterea Gândului, să vă las cu un gând frumos pentru luna ianuarie. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. De asemenea, vă recomand să urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendent, lună sau orice alt semn zodiacal în care aveți o aglomerare de 4 sau mai multe planete. Hai să vedem mesajul pentru săgetători pentru luna ianuarie 2021. Mă iubesc și mă aprob. Apreciez tot ceea ce fac. Sunt îndeajuns de bună așa cum sunt. Spun ceea ce am de spus. Cer ceea ce vreau. Îmi revendic puterea. Un mesaj foarte frumos pentru săgetători, pentru luna ianuarie. Reveniți la el ori de câte ori aveți nevoie de încurajare. Ne vedem și în etalările zilnice. Vă doresc să aveți o lună minunată. Pa, pa!